stimați profesori ai Instituției Publice Gimnaziului Anton Guzun, noi, Consiliul de Elevi, venim astăzi în fața dumneavoastră cu un recital de poezie cu ocazia Zilei Pedagogului. Toate poeziile au fost scrise de noi într-o formă sarcastică și sperăm din tot sufletul să vă placă și să nu vă supărați pe noi. La mulți ani cu Ziua Pedagogului! La lecțiile dumneiei, musca de tăcere moartă. Și de vreau să încerci norocul, să vorbești unenui locul, atunci îmi pare foarte rău. Vai și amar de capul tău. Și te gândești în mintea toată cum doamna Tatiana Bârcă, parcă la armat. Febră mare, dacă ai, chiar și mică ea să fie, termometrie bine executată și la timp e depistată. Zânele noastre grijulii, doamna Leona și Svetlana, monitorizează satului copii. Doamna Ana, să spune ce e țară, drept și nume, dar la ori ești prea vorbăreață, amintește-ți că ai dreptul la medic și la viață. Dear English teachers, this isn't a message just for me. This is a message from all the school. We want to congratulate you with Teacher's Day. We wish you long lives, all the happy things in the world, and the most wonderful students. Thank you for all the years you teach us. De mult ne-ai fost peste hotare, vrei să vezi tu lumea mare, cu doamna Spânac Svetlana o poți face, doar că în secolul XVII și otomanii peste atace. Cât de tare ne-ai dori, un antrenor mai bun nu vei găsi, la orice lecție sport și joacă zici că ești într-un miracol, dar dacă domnul Gheorghe vei gândi să le enervezi, mingea în viața ta nu mai vezi. Atunci când șchiopătezi la mate, adresează-te la doamna Vera, frate, iar de faci totul corect, bucură-te, nu vei fi admis la examen, fiindcă ești prea înțelept. La lecțiile lui, uite mesajele oricui, iar de te prinde în telefon, zbor cu el de la balcon. Profesor, povestitor, un om foarte răbdător, domnul Igor Guzun, al nostru director bun. Dacă nu poți face nimic și în lumea meșteșugului ești un pitic, după o lecție cu doamna Zmeu Svetlana, vei broda haine pentru toată țara. Ne învață să citim, în caiete să muncim, iar când sărim pe fereastră, ne spun, trece înapoi în clasă. Timp de 4 ani de zile, ne învață numai bine. La lecții noi să ascultăm, o minte clară să avem. Cele mai bune și mai iubitoare, vă mulțumim, dragi prime învățătoare. Rătăcit în pădure când ploua, sună pe doamna Raisa și nu panica. Îți răspunde unde ești și ce să faci, vei fi acasă până la apus, dacă nu te va mânca un urs. Doamna Nina ne învață ce-i modul sănătos de viață. Tare nu te epuizează, dar după lecțiile dumnei nu vei putea merge o viață și atunci vei sta pe gânduri cum să ajung eu acasă. Are școala noastră un site interesant de doamna Valeria Dirijan. Ea întotdeauna ne pozează și pe internet ne postează. Ea obstacole nu acceptă. Filmarea întotdeauna e perfectă. Atunci când nu știi ce te doare, inima sau un călcâi, nu te grăbi să faci zarvă mare, sună pe domnișoara Elena Franț mai întâi. Ea te va asculta și îți va da un sfat. De la capitolul 3 să te apuci de învățat. Dacă e curat și bine și miroase a bucatei fine, doamne Eudochia, îi mulțumim, ea îi pune pe toți în mișcare, ca școala noastră să florească ca o floare. Dacă chimia nu înțelegi, la doamna Mariana să alergi. Ea repede îți vei explica și formula îți va arăta. H2O plus o bobiță e formula, măi fetiță. Chimia e tare interesantă, dacă e bine explicată. Dacă muzica nu-ți place, știu eu ce poți face. La lecțiile lui domnul Leonie trebuie de învățat, iar în curând vei da sahora cântând imnul de stat. Te rătăcit în pădure când ploua, sună pe doamna Raiza și nu te panica. O să zică unde e și ce să faci, de fi acasă până la apus, dacă nu, te va mânca un urs. Pe internet când navigăm, pe doamna Marcela pe motocicletă o admirăm. Este iute și îndrăzneață și la lecții vorbăreață. Ale sale vorbe bune, ea mereu ne le spune. Ce aveți în cap când auziți de persoane cu sufletul bun? La mine în minte apar două nume, domnișoarele Elena și Lilia. Sunt ele. Ele sunt bune, răbdătoare și frumoase. Și în ultimul rând, blânde, ca mama ce te așteaptă acasă.